Băimăreanul în vârstă de 43 de ani a murit înecat duminică seara la Costinești. Potrivit presei locale, el a fost scos din apă în stop cardiorespirator. Câteva zeci de minute au încercat cadrele medicale să-l resusciteze, eforturile lor dovedindu-se însă inutile. Bărbatul se afla în concediu pe litoral cu familia. Conform evidenței jurnaliștilor din Constanța, 12 persoane au murit înecate pe litoral în acest sezon. Trupul neînsuflețit al maramureșanului a fost predat medicilor legiști în vederea efectorii necropsiei.